Eu zic să mai vorbim, să mai facem un pic de... Să ne pară că ne pasă. Mi s-ar părea foarte fain să faci, să punem în post-producție râsete la podcastul ăsta. Așa. Cheering ăla, mă, nu lasă râsete. Da, deci la, să da, pui pe da. Rentul ăla al meu, când, că să vede că am fost un pic serios așa. Suntem originali. A luat o bucățică în care am căzut de pe scaun, că eram mort de beat. Bă, uite care e treaba. E cineva a ciuntit chestia aia, a pus-o pe TikTok. Da. Mă doare în pulă de viața lui și așa mai departe, n-am ce să comunic cu el. I-am zis că de unde a tăiat bucata asta este că el a luat din ca să-și promoveze. A, el a tăiat-o. Sunteți triști, fraților, îmi pare rău, dar sunteți fucking triști. Căutați senzaționalul, nu sunteți diferiți de nimeni de la televizor. You are the fucking say. Aplauz, vrei? Așa este. Constantin! Da, noi acum ce căca mai vorbim? Băi, nu știu cum să... Știi? Dar... Noi am vrea să... Știi? Nu. Exact. Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Între Show-uri Podcast. Podcast cel mai tare vizionat, cel mai mișto vizionat, cel mai... Number one. Podcast de... dintre... Ce tare mi se pare să inventezi lucruri cu care să te lauzi, că nu e cel mai vizionat și atunci zici că e cel mai mișto vizionat. Cel mai da, exact, cel mai adică bine vizionat. El nu face cifre, dar oamenii care se uită mișto. Da. Da, cel mai mișto primim vizionat. Primim cele mai faine comentarii, feedback-ul pe care îl avem la acest podcast este atât de fain. Da. Păi oamenii noștri sunt mult mai engaged decât ai lor. Fanii, da. Mafia mai mulți decât armata. Fanii noștri sunt fanii. Știi că am făcut la un moment dat o postare, am făcut research. Așa? Și? Sunt foarte, e mică armata. Adică? Că știi că zice mafia chestia, că fanii mafia mai mult decât armata. Și armata sunt e foarte mică. Sunt 40.000 de militari în România, adică nu e mult să ai 40.000 de militari. Sau 50.000 sau nu știu, sunt sigur că o să mă jure ceva în comentarii și să-mi explice. Zice de morcovi. Da. Sindromul morcovi. Am văzut o postare superbă cu unul care zicea că nu există lesbiene în China. Mi s-a părut extraordinar. L-am simțit ca pe fratele meu de... Înțelegi? A zis că nu există lesbiene în China și a zis unul, băi omule, n-are cum să... Știi? Și a zis, da, dovedește-mi. Adu-mi o dovadă că există lesbiene în China. Și am zis, yes, my morcov brother, da. Dar există lesbiene în China? Bă, având în vedere că nu există morcovi, da, cu ce se descurci? Dacă nu-s morcovi, probabil ele sunt în interior lesbiene, dar nu le lasă sistemul. Nu le lasă partidul. Cum în comunism nu erau homosexuali? Da, nu. Exact. Nu. Dar culmea este că teoretic ideologia comunistă e că nu trebuie să discriminezi, să știi, adică în comunism teoretic. Da. Adică te lasă să... Păi de ce crezi că le zici acum la ăștia sexomarxiști? Că da, e aceeași chestie, știi, că toată lumea egalitate, e egală, că toată lumea e acceptată. Că... Dar dacă tu ai o fărâmă acolo, știi, ca chestia aia pe care ți-o repeți... Deloc mă simt bine aici. Dacă n-ai voie să, știi, să îi dai curs acelui gând. A zis cur. Cel mai mișto vizionat podcast din România. Chestia pe care ți-o repeți. Adică dacă o reprim la momentul potrivit, mai ești gay sau lesbiană? Dacă ți-o reprim de mic... Deci nu înțeleg întrebarea. Adică dacă tu dacă tu ai acel reprim. Impuls, da? Ești la modul, dai seama la un moment dat când ești mic la țară, că îți place de Vasile. Acum suntem la țară. Da, suntem la țară. Cum toți sunt la țară. Îți place de Vasile calul. Îți place de Vasile armăsarul. Și ai așa un moment în care ești la fotbal pe izlaz și Vasile. Deci te faultează Vasile și îți place. Și îți place, da. Așa. Și vine gândul ăla, oh my god, Vasile, ce mișto ești. După aia știind că nu e ok, îți reprimi gândul ăsta și nu te mai întorci la el. Mai ești gay? Episodul ăsta o să lăsăm pe Patreon. Nu, adică dacă... Nu Patreon la întâmplare, nu pe al nostru. Da. Adică exact ca la copii. Păi, stai mă, dacă nu-ți mai vine niciodată gândul ăla, păi atunci... Dacă îl reprim bine atunci, la momentul ăla. Trebuie să-l reprimi cu vârf și îndesat. Trebuie să-l înfunzi foarte adânc. Să-l smulgi. Să-ți scoți, cum scoți măseaua de minte, să-ți scoți gândul ăsta. De exemplu, de ce în anii, hai să zicem că în anii... Gheiul de minte. Da, gheiul cariat. De ce nu au fost mai mulți transgenderi în anii 90? Bă, oameni buni, scuze, în primul rând. Nu e, e doar pe în discuție, scuze, n-are nici unul. Păi și dacă s-a, nu știu, cumva s-a dat drumul, de ce n-au trecut mai...
De ce n-au făcut mai mulți trecerea? De ce acum atât de mulți? Că... Nu știu dacă, adică nu știu dacă medical, dacă era, se putea atât de ușor. Da, nu se putea atât de ușor. Da, eu sunt convins că travestiți și astea erau... Avea Melinda la sat, la Rozav le avea travestit. Zău? Da, ne-a mai povestit odată. Da, era nebun. Da. Nu? Nu era cu zrea că era nebun? Da, e nebunul, e nebunul satului. E nebunul satului, da. Băi, da, dar dacă e să concluzionăm acest subiect... Așa, gata, să terminăm podcastul. Eu zic să-l concluzionăm. Eu așa am învățat de la Delia că nu e ok să vorbești despre lucrurile astea la modul ăsta, așa. Public? Da. Cel mai bine pe aceste păreri să le reprimi. Să le reprimi. Și le discuți la bere. Eu zic că la fel cu cum ai zis, să-ți reprimi aceste porniri de a discuta despre lucrurile astea, pentru că s-ar putea la un moment dat să-ți provoace neplăceri. Bă, nu există om necancelabil, mă. Mai ales noi cu glumele cu astea, de câte glume am făcut în 2008. Vreau să, cu ocazia asta, la podcastul Între Show-uri, vreau să le transmit o mare, uite așa, traduceți voi asta. Zău? Cui? Oh my God, Costel! Da. Celor care au cineva a trântit o bucată de carne de cu luat din context toată faza aia din podcastul lui Radu Țibulcă și e plin TikTok-ul. Ce? Deci au luat oamenii pe TikTok, deci eu sunt nici vedetă pe TikTok. Oh my God. Deci eu sunt o vedetă, uite, tineri știu. Așa? Deci eu sunt o vedetă pe TikTok din două puncte de vedere. Prima e că au luat jurăturile și a doua au luat din podcastul lui Radu Țibulcă fix faza aia când ziceau: "A, păi eu dădeam pe droguri 15.000 de euro." Atât este. Deci este luată atât și pusă pe luată din context și pusă pe TikTok doar atât. Care era contextul? Contextul era așa, că m-a întrebat cât dădeam pe droguri. Nu. Stai, contextul e că eu i-am zis cât dădeam pe droguri. Nu, contextul a fost în felul următor. Ce perioadă de timp? Adică stai că... Contextul a fost în felul următor. Eu am zis acum, povesteam omului că sunt într-o pasă de rehab și că acum în această perioadă, fără alcool, fără vicii în general, fără vicii, că mă simt foarte bine și am într-o seară scriam chestii terapeutic și scriam chestii pentru agent terapeutic și mi-a venit gândul să-mi fac așa un calcul. Câți bani dădeam pe droguri? Nu pe droguri. Ah, scuze. Câți bani dădeam pe vicii? Okay. Asta a fost faza, că câți bani dădeam pe vicii și cât mă costau pe mine pe an viciile. Și am făcut pe an, asta uite, că asta era important. Pe an. Cam pe an ce făceam și cam cât costau viciile mele, care includeau ieșit în oraș, alcool, fumat. Ieșit în oraș și vici. Păi da, stai puțin, că dacă tu zici în felul următor, că asta vreau să clarific, că de asta am și calculat, tu dacă bei doar acasă și îți calculezi băutura pe care ți-o iei acasă. Păi da, dar una e ieșit în oraș, alta e băut în oraș. Da, mă, băut în oraș, este tot. Păi, eu am trecut la... diferite, că ieșit în oraș înseamnă și masa la restaurant. Bă, vorbim acum de ieșit în oraș și băut în oraș. A, băut? Băut în oraș, că mâncarea nu e un viciu. Acum înțeleg de unde vine problema. Ieșit egal băut, exact, da. La mine e vorba că am făcut un calcul aproximativ și mi-a ieșit o sumă pentru vicii de 15.000 de euro. Pe an. Pe an. Și au luat din context... Un golf. Au luat din context un golf și inclusiv Mircea Badea a luat acea bucată de clip. Da, frate. Deci Mircea Badea chiar el? Chiar el, Mircea Badea oficial. Așa, ce Mircea tare. Badea 1 a luat bucățica aia și și-a pus o story la el pe Instagram. Că ce? Nu, că uite-te, cred. Că dau 15.000 de euro pe droguri pe an. Nu mai e story-ul valabil, dar a pus pe story. Nu, și mi-au scris eu, niște oameni mi-au scris pe Instagram, mi-au dat comentarii. Ce cu hate-ul ăsta pe Mircea Badea? Și băi, am fost la modul, l-am sunat pe Radu Țibulcă și i-am zis, bă, uite care e treaba. E cineva a ciuntit chestia aia, a pus-o pe TikTok și cumva eu i-am sugerat în felul următor, că în primul rând... De ce l-ai sunat pe el? Că ce treabă are el?
I-am zis că de unde a tăiat bucata asta este că el a luat din, ca să-și promoveze podcast. El a tăiat-o. El a tăiat o bucățică, Radu Țibulcă, care e mai lungă. Nu e numai bucata aia cu 15.000 de ori dau pe droguri pe an. Și ea era mai lungă și a pus o story. Și eu l-am sunat pe el pentru că n-am niciun chef să vorbesc cu Mircea Badea, îl doare în pulă de viața lui și așa mai departe, n-am ce să comunic cu el. E, încă o bucată tăiat. Mă doare în pulă de Mircea. E un om trist. Mă piși pe Mircea. Am intrat și eu. E un om trist. Ne băgăm pula Mircea Badea împreună. Hai mă, vină Mircea Badea, să ne iei la pulă. Tăiați aici, tăiați aici. Nu, v-am zis că nu vreau să stau la mijloc, să mor dacă vreau să stau la mijloc. Și am picat la mijloc în scandalul ăsta. Da, da, excelent, excelent. Dacă ți era poftă de niște beef. Nu, mersi că am mâncat. În fine, unde am rămas? Păi da, mă, că a tăiat așa, da. Și? Și nu erau 15.000, erau 7.000 și nu erau pe ani, erau pe lună. Exact. Erau pe ani, erau pe lună. Pe hate și nu știu ce. Și am zis, bă, uite, iată, nu, gata, că și am... Nu, drogul era cocaină. Hai, mă! Bă, fii atent. Și am zis lui Radu, l-am sunat și am zis așa, fii atent, eu înțeleg. Eu înțeleg care e faza. Deci eu înțeleg că tu, ca să promovezi acest podcast, ai tăiat ce ar fi curios omul să vadă în această discuție. Dar fără să te gândești până la urmă că luată din context acea situație, acea bucățică, poate să fie prost înțeleasă. Când mai e de făcut? Că așa, să știi că și Alex Mocanu la un moment dat am avut aceeași discuție cu el în legătură cu podcastul ăla. Am avut 2 ore și ceva de discuții din care putea să ia un story, o promovare care să nu-mi aducă imaginii mele așa să fie prost înțeleasă. A luat o bucățică în care am căzut de pe scaun că eram mor de beat și pe aia a folosit-o ca să promoveze, ca să atragă oamenii. Și eu aș fi făcut la fel dacă era așa. Dar pe bune, dacă nu, dar trebuie neapărat să iei niște bucăți din podcastul ăla ca să atragi oamenii. Sunteți triști, fraților, îmi pare rău, dar sunteți fucking triști. Căutați senzaționalul, nu sunteți diferiți de nimeni de la televizor. You are the fucking same. Da. Toată lumea din bucata aia ca să atragă cineva. Ia să vedem, bă, cât se droghează ăsta. A te droga, frate, și a consuma alcool nu înseamnă că vrei tu să o dai bine în viața asta. Când ajungi în punctele alea înseamnă că ești nașpa. Și alea sunt locuri pe care poți să le discuți la modul că, bă, frate, e o problemă acolo. And that is fucking sad for all you people. Cu asta de acord, cu asta. E un moment de applause break. Așa este. Constantin! M-am lăsat în pula goală. Și vreau să vară pula goală. Atât. Ceea ce-i trist, că nu doar pula e de mine. E și copilăria care și a fost. Da, noi acum ce căca mai vorbim? Dacă trebuia... Gata. Bă, Costele, speech-ul se păstrează la sfârșit. Trebuia să zic, bă, așa, și avem show-uri pe... Scuze, da. Dar, da, sunt de acord cu tine. Ok. Bă, da. E o problemă acum. Poți să fiu avocatul diavolului? Da, pe bune. Tu, cum să nu? Pe de altă parte, și ți-o spun foarte sincer, da, nici n-ai filtre foarte mult. Adică este trebuie într-o fel... Este adevărat! Este adevărat! Faza e așa. Dacă ești într-o situație, cum ești aici, cum ai fost acolo, cum ai fost la Mocanu, dacă ești într-o situație care știi că e publică, trebuie un pic să te gândești că... Ai dreptate. Nu trebuia el să tai, putea să tai altcineva. Am înțeles. Tu până la chestia ai zis-o, da, știi? Și atunci e. Că a tăiat-o el sau Moca, nu poți să le bați obrazul că, bă, uite că asta... Crezi că ar tăia cineva? Dar putea să taie oricine. Crezi că ar tăia cineva? Tu ai făcut efectiv chestia, știi? Și nu zic că e în regulă să întâmple asta, dar zic că ai ideea că efectiv tu ai făcut, adică nimeni nu ți-a făcut deepfake, nu te-a... Ai dreptate foarte bine. La mine mi se pare că dacă mă pui acum pe deepfake, să mă pui niște situații, este, bă, uite-te la el, în realitate, hai ce să mai faci. Costel bate deepfake-ul. Da. Dar gândește-te... Dick fake? Gândește-te la următoarea fază. Podcastul, ideea de podcast la început a fost într-un vest sălbatic, într-o sălbăticie, într-o pustietate care nu știa nimeni. Pe de altă parte e publică, e o filmare publică. Ok, care da, înveți, la fel cum eu învăț în pana mea să nu mai zic toate lucrurile la podcast, pentru că devine, acum înțeleg cât de public e, de cât de public a devenit. Dar nu sunt poate... grade de public, ba, e da, public, este grade... e pe net. Nu, sunt grade. Nu e mai pe net sau mai puțin pe net. Sunt grade, nu că
sunt grade de, cum să zic, sunt oameni care odată ce tu ajungi o persoană publică, uite, e un grad de persoană publică la care am ajuns acum. Da, da. Nu? Așa păi, cum un podcast e un grad public, tot public de... Că tu ești mai cunoscut acum decât erai, e altceva. Dar tot public faci chestia. Nu ai, eu n-am cum să-mi dau seama cum o să fie în punctul ăsta de persoană publică unde am ajuns când eram o persoană publică underground. Eu făceam lucrurile alea în perioada în care eram underground. Mă duream pulă ce se auzea. Era un întreșor. Frate meu, te înțeleg și accept total, dar pe de altă parte nu ți-a scos cineva un podcast din 2016 ca să zic, ia uite ce zicea. Dar a rămas forma de podcast, a rămas ideea aceea de a te duce și a vorbi chestii la podcast, nu? E, așa a rămas. Știu ce era impresia că e un beci în care sunt podcasturi, gen internetul și după așa aceea... Așa era ideea te la început, acolo mie, mi-a rămas, mie mi-a rămas ideea la început când am pornit să facem chestia asta, era ideea de, bă, ce facem cu bârfa asta pe care o avem între show-uri? Hai cu aia să facem un podcast care să aibă această premisă. Podcastul acum a ajuns ce cred că era late night-ul pe vremuri când oamenii fumau și beau whisky la televizor. Eu cred că ce o să se întâmple în curând dacă se merge pe chestia asta este că o să se ajungă la cenzura chiar și a podcasturilor la un moment dat. Bă, cu aia nu mai bezi voi la podcast, ia nu mai fumați la podcast. Podcastul era un spațiu în care te duceai, un beci, exact un beci, în care te duceai și puteai să spui absolut orice căcat. Nu e adevărat. Efectiv nu e adevărat. Așa vedeam eu. Așa vedeam eu și lucrurile îmi pare rău. Mă enervează că se strică. Tu erai filmat în timp ce vorbeai, știai că o să fie publicat pe internet și aveai impresia că oarecum nu e public. Da, și este să știi că, uite, ce o să-mi pară foarte rău, mai ales rău, că... Bă, bune, nu vreau să... Mă, stai liniștit că discutăm, nu e... Da, înțelege că... Adică, mi se pare foarte nasol ce ți-a întâmplat, e oribil, un coșmar. Nu e un coșmar. Dar eu ce vreau să fac, doar ca să avem discuție, ca să fie așa, atunci știi? Da, ai un coșmar. Trebuie și tu să... Mie rău, pula mea, ok, discuție nu mă simt bine deloc. Nu e un coșmar în momentul în care, se adună o masă critică de populime, care te judecă, care... Populime. Da, da, populime, da. Dar populime. Care te judecă pe o... La care li se ridică pula asta righteous, pula asta de... Exact, să judecăm. Este... E oribil, mai ales când e tăiat și scos din cont. De asta spun că e un coșmar. Dar, doar ca să avem o discuție și ca să fiu avocatul diavolului, ce vreau să spun este că și tu ai putea să-ți dai seama exact în ce context zici oricum, lucrurile oricum, e mai am la... Că nu te-a filmat cineva deci cu telefonul pe geamul de la baie în timp ce vorbeai cu Viu. În România, la care mai particip Măruță și Morar și unde mă mai duc și la niște oameni unde zic de cât de căcat am mars-o cu drogurile și ce am abuzat de femei în viața mea, așa, nu. Zi că se taie și de aici. No, tu crezi că asta e netăiat? Glumesc. Ah, căcat. Da, bine că ești acum unde nu se poate tăia, da, glumesc. Da, deci mai am încă trei unde dacă pot să mă compromit. Dacă ai fi cu adevărat șmecher, i-ai chemat pe Măruță și pe Morar să faci podcast simultan cu ei. Da. Și vreți podcast, da. Mai am da, două podcasturi să faci, trebuie să bași ca să nu poți fie tăiat, să spui așa. Eu dădeam pe droguri glumesc, în jur de 15.000 de euro glumesc. Glumesc. Da. Să bași cât un glumesc deci la fiecare, da. Ar trebui să fie am luat-o până la un moment dat glumesc, am făcut-o da. Glumesc și atunci e safe. Trebuie să-ți faci cum era ticul ăla cu gen sau cu ceva. Gen glumesc, da. Băi, eram... Băi, mi-aș pula în evrei glumesc. Cred că glumescul ăla trebuia să fie între trebuia să fie între pula și evrei. Că poate fi... E un pic tăiat de ce. Da. În fine, bă... Deci mai am două podcasturi și am cam încheiat toate podcasturile. Da, te-au chemat la acele nu, podcasturi? Nu, astea nu m-am chemat. Sincer să fiu, asta zic, că nici nu... Acum, deci de acum înainte, după ultima experiență, am decis că podcastul pentru mine înseamnă, în afară de între show-uri și RSS, unde mă duc cu drag, sau Somcast, unde fac și îmi fac aceleași nebuni. Mai faci Somcast? Dar nepârți. Dar o să fac, cine știe, în 2023 nu... Curios. Ce mă, a ieșit Maximilian cu piesă, cum adică să nu fac? Bă, Caterina, da. Da, dar mișto, mai că-i belea, de ce se pune lui Vio? Se pune lui Vio, apropo de piesă, că ai zis se pune lui Vio, când termin cu... Se pune lui Vio strofa lui... Așa, da. Deci e super marfă melodia lui Maximilian, în primul rând, că e super tare și... deci o să mă duc la podcast-uri de acum, deci o să mă vedeți ca și cum aș duce la terapie să mint.
ceea ce o să fac. Ceea ce oricum fac. Ceea ce oricum fac. Pentru că nu vreau. Dau un ban, zic ce vreau. Da, psiholog să vină acum să-mi facă proc. Eu plătesc, eu zic adevărul. Îmi face un psiholog profilul, să-mi facă un psiholog profilul ăla nasol, doar ca să o duc, nu știu, să se simtă el mai bine cu viața lui, spunându-mi eu că e viața mea de căcat. Nu vreau să-l fac pe psiholog să se simtă de căcat cu ce viață frumoasă am eu. Și de asta mă duc acolo. Ce faci? De la bine în sus. Asta foarte bine, familia mea bine, acum citesc cărți despre parenting, cred că sunt un tată minunat. Bine, să rămână. Asta a fost, rămâna asta. Și o să plângă ea, nu plâng eu. Uite, poftim șervețele. Dar nu vrei să dai și nume? Ia numele ei? E, nu uita. Atât din partea mea. Hai să spun. Cam atât din partea mea. Hai să-ți spun... intrarea lui Uzi pe piesă, că de-abia aștept. Asta zic. Deci faza este că... E, curge perfect acum în discuție. Da, să știi că se leagă... Și să-ți fac ce am făcut. E, strici. Am dat ceva jos. Scuze. Să-i spui la terapeut. Da. Stric, doamne, stric. Ia. Deci a scos Nane cu Uzi piesă. Bă, nu e de curând, e de 3 săptămâni, de eu acum am dat de ea. Se numește Tu. Bună piesa, s-a scos. Dar o să dau aici în asta să se audă, da? Să se audă peste tot. Deci intră Uzi pe strofă. Băi. Intră Uzi într-o strofă. Sunt într-o perioadă mai calmă a vieții mele din anumite puncte de vedere. Bă, jură-te că ai auzit perioada mai calmă a vieții mele din anumite puncte de vedere. Uzi, jură-te că ai auzit intrare pe strofă. Ești un om extraordinar. Felicitări, frate. A vieții mele. Bă, dar are balansul perfect. Bă, da. Ăsta mi se pare următorul nivel în hip-hop. Excelent. Te așteptai să intre toate cuvintele alea acolo. Da. Din anumite puncte de vedere. Este perfect. Într-o perioadă mai calmă a Uzi, bă, pentru asta e perfectă, frate. Și da, are costare dreptate. Bă, oamenii au făcut o vârstă și e normal să cânt sincer. Da. Ce vrei să spui acum? Mai poți să mai cânti despre cartier și despre nasol? Sunt într-o perioadă calmă a vieții mele din anumite puncte de vedere. Bă, cam atât. Cam asta a fost. Râdeam cu Costel făcea de-astea. Bă, pula în tine, sunt ok. Da. Exact. Acum mă că mi-am rezolvat la... traumele astea... Ți-o dau la muie doar dacă vrei. Pentru tine merg la terapie să-ți fie ție mult mai bine. Da, este extraordinar. Ăsta mi se pare nivelul următor în hip-hop. Asta este, să vorbești gata cu toate problemele, mama. Da. Bă, hai să vă zic următoarea ta. Yeah. Dacă tot suntem în perioada asta de rezolvat traume din copilărie și așa mai departe. Okay, toți suntem în perioada asta. Da, e un vibe. E un vibe general. Rezolvat probleme, de rezolvat, tată, soluții. Mm. Vreau soluții acum, mi se pare că acum e perioada cea mai bună pentru soluții, pentru să treci bine. Cum? Păi, gata, rezolvă problema. Ah, asta era, mă, bă, da, rezolvă-ți, mă, nu te mai prosti, mă, rezolvă problemele. Eu sunt pe mine, îmi plac. Așa. Dar vezi că alea. Tot la vorba lui Hannah Gatsby ajungeți? Despre ce vorbea Hannah Gatsby în specialul ăla de... și-a luat tsunami de muie. Nu știu că n-am fost atent. Așa. Cea mai interesantă fază din specialul ăla era... când zicea ea că oamenii care fac stand-up cred că să vorbească despre traume sau despre așa, înseamnă să le proceseze sau să le rezolve, când de fapt nu faci decât să le îngheți. Asta apropo ce zicea Costel cu soluții, că nu rezolvi nimic, nu te schimbi, tu doar zici că ai o traumă sau zici că ai o problemă. Așa. Și crezi că dacă o faci amuzant, asta într-un fel îți rezolvă. Am nu înțeles. Rezolvă. Și nu rezolvă nimic. Cum îl cheamă Neil Brennan? Sau cum îl cheamă pe tipul ăla? Three Mics. Three Mics? Și a scos special acum pe Netflix. Da? Da, care e foarte simpatic. El arată bine la 48 de ani. Astea sunt problemele mele. Știu, arăți bine. Bine la 48 de ani. Eu am doar 40. Da, mă, dar pentru 48 arăți bine. Pentru 48, da. Pentru 48 mi se pare și mie că arăt destul de bine. Dar și a scos la fel. E tot așa, cu probleme de depresie. Bă, nu mai pot cu asta.
M-a luat aoleu, pic, da, da, și nu mai spor stand-up-ul care e foarte... Când a fost ultima oară, ți-am zis, când a fost ultima oară la Edinburgh, era aproape obositor. Deci era aproape obositor. Și cu tot respectul și toată înțelegerea pentru oamenii care se luptă cu depresia și oameni pe Melinda care dar are probleme destul de... Dar luptați-vă în afara scenei. Nu, dar e vorba de altceva. Bă, a devenit prea... Adică problema în sine e clar reală, nu e o bășină, da, nu e un alint. Adică e o problemă foarte nasoală, depresia. Da. Bă, dar când vezi că toată lumea suferă de depresie și nu era show la care să merg, la care nu zicea ăla că e depresiv. And my mental health issue. Era capitol, efectiv, la obligatorii, cum era la gimnastică, la impuse. Da, da, da. La impuse era my mental health issues. Bă, atâtea mult se vorbește despre ea, despre chestia asta, mai ales în stand-up și așa, că te duci la show-ul ăla și după aia pleci de acolo și te simți prost când ai depresie. Dar nu faci. Te ia, te ia depresia când ai depresie. Ce ai? Pui mâna și faci niște depresie. Bă, ce ai mă de ești așa? Ce ești cu tine trist? Da, am depresie, de asta mă enervează. Sunt un pic în depresie când am depresie. Ai depresie? Am depresie de la ai mei, am primit depresie de casă. Foarte bună. Da. Depresie de casă. N-am depresie de asta capitalistă produsă masă. Da, depresie de asta, da, dar toată lumea trăiește medii urbane, aglomerate. No, am depresie curată, de țară. Mi-a făcut aici mea depresie. Mi-a făcut aici. Bă. Am depresia stricată. Sunt foarte fericit să-mi bat picioare dacă nu sunt așa. Am o zonă dintre asta de speranță, ești efectiv optimism. Într-o criză de depresie. Dintr-o criză de depresie. Nu am o criză de depresie. Nu reușesc să păi dă-i cu anxietate. Ești anxios că nu ești depresiv. Asta mă enervează. M-a luat așa, stai de anxietate că nu. Că m-a lăsat depresie. Că m-a lăsat depresie, m-a luat anxietatea. Da. Salut! Ăsta este un scurt moment publicitar. Vineri, 16 decembrie, de la ora 20 la sala Luceafăru, o să am un show de stand-up comedy împreună cu un platoaș superb de masculinitate extraordinară. Voi face show cu Toma, cu Mirică și cu Andrei Ciobanu. Deci, de toate pentru toate. Vă aștept acolo. N-am. Păi vezi? Păi ai 15.000 de euro, ce faci cu ea acum? Asta da. Zic, știi ce am, da, și eu am zis că acolo în podcastul ăla am zis, în loc să-ți pedepsești corpul cu tot felul de lucruri pe care, chimicale pe care le bagi în tine și te otrăvești, în loc să te duci să te resfeți, să-ți resfeți corpul. Și după aia m-am gândit, bineînțeles, 15.000 de euro, după aia te dai în creme și te dai toată viața cu creme și viciul tău va fi crema. Da. Ce faci? Mă dau cu creme vanitatea. Toată viața. Vanitatea, exact. Da. Când ce faci cu banii aia 15.000 de euro pe care ca în bancul ăla și tu, de ce, tu nu fumezi și unde ți-e BMW-ul? Da, da, cu așa? Da, Ferrari, dar cu banii aia 15.000 de euro știi ce poți să faci dacă tu îi cheltuiai? 15.000 de euro poți să îi bagi în educație. Dacă nu, a ta, altuia. Ok. Cea mai importantă formă asta de pe pământ. Asta e bucată tăiată, dar nu este educată. Da. Dar nu poți să păstori. Tăiată cumpărăți... și lăsată... Nu cumpără, nu-ți cumpăra. Dotează, frate, librăria unei grădinițe. Cu niște tablete, să fie ceva fan acolo. Ia niște canapele de piele oamenilor de la țară. De ce de piele? Ca să n-aibă niciun sens. Să se învețe fetele de liceu de vreme. A, ca să... Investești în educația lor. Casting leather couch. Casting leather couch. Să investim niște casting couch-uri ca lumea mediu rural, că săracele sunt pe niște de-alea vechi, tapițate de pe vremea lui Pușcatul, dă nici nu știe să dea casting pe ele. Exact, când ajunge la oraș, scârție să sperie proastele. Da. Așa este. Pun așa dinții este. De frică. Ia, olio. Așa este. It's funny because it's sad. Mamă. Episodul ăsta e tot scos din context. Da. Auzi, noi cred că mai trebuie să tragem un episod care să fie contextul la episodul ăsta. Că ăsta tot e scos din context. E atât de greșit da. Totul. Asta zic că tot ce spui poate fi scos din context. Folosit poate împotriva ta. Nu te-ai uitat la filme americane exact. Cu polițiști. Exact. Tot ce spui, tot ce spui poate ai fi dreptul la un avocat, ta. Tot ce spui poate să fie folosit împotriva ta. Bravo, tată. Era cât pe acest să fiu cancelat. Știi care este, vă zic, următoarea soluție ca să nu fiți te cancelat? Cancelați, mă, te judec. Da, mă, bineînțeles. Dar soluția mea pentru a nu fi cancelat este să nu bagi în seamă că ești cancelat. Și să te duci în continuare și să te duci, te prezinți la muncă și să te duci în continuare să faci show-uri ca și cum, dar ce cum s-a era? Întâmplat? Larry David în Seinfeld, da. Kramer, extraordinar. Nu, George a fost dat afară vineri, s-a întors luni la servici ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Da, Kramer, asta zic.
și-a dat demisia vineri, așa, da. Zi. Da, Kramer s-a dus la un loc de muncă pe care nu-l avea. Zău? Nu mai țin minte. Da, mă, e incredibil episodul ăla. S-a dus la o firmă și a început să lucrezi la firmă. Și ea nu știu ce se întâmplă cu asta. Asta trebuie să fac cu viața mea. Și-a devenit foarte stresat. Și a început să aibă probleme de astea. Era super stresat, care lucruri de deadline-uri, muncă. Și la un moment dat au vrut să-l dea afară și au dat seama că nu era angajat. Și au început să aibă o problemă cum să-l dea afară că nu e angajat. Că nu e angajat, ce tare. Da. Deci asta trebuie să faci. Deci, te prezinți frumos la... Dacă ești cancelat, din continuare... La Cora, cum erai tu? Cora, te duci frumos la Cora, unde mi-e... Raionul. Te duci, uite, Kevin Spacey, frate, pentru acum. Te duci frumos la regizor și te bagi în seamă, în scene. Da. Joci. Da, joci. Joci acolo. Deci ei joacă, doi actori joacă la o masă și tu vii și tu acolo și joci și tu. Ce tare mi se pare că povestea Harvey Keitel, da, el trebuia să fie în Eyes Wide Shut. Mm. Și a avut o scenă și Kubrick era, să știi, că era dement. Și a avut o scenă în care el trebuia să intre pe o ușă și l-a pus să o facă de 64 de ori. Și a zis, bă, pula, filmul tău și-a plecat. Deci n-am mai, trebuia să fie și n-am mai fost. Bă, dar cum poți să greșești chestia asta? Cum ai să intri? E nebunia lui Kubrick. Da. Nebunia lui Kubrick. Nu știi că sunt poveștile alea cu Shining? Că tipa, nu mai știu cum o cheamă. Tipa a distrus-o pe aia din Shining. A distrus-o. Aveau scene pe care le filmau de 200 de ori. A, arătat. Bă, că mi-ai... Dacă te Kubrick, dacă te prind pe aici... Bă, nu-ți fac nimic că sunt într-o perioadă... Știi faza acum, ce îmi place, că teoria conspirației e foarte mișto, că el de fapt îl lăsau să facă nu știu câte căcați sau orice căcați sau ceva de genul ăsta, că el a filmat The Fake Moon Landing. Mm. Asta este, asta e, și mi se pare foarte tare. Da. Kubrick a filmat-o. Când în același timp în care a filmat el Space Odyssey. Da. Și de asta așa era. Coaie, de câte ori să mai bag steagul ăsta? Da, da, să mai bag o atâta. Ăla în morții lui de steag l-a băgat 83 de ori. Dar s-a ajuns pe luna. One small step. Încă o dată. One small step. Bă, dar s-a ajuns pe lună. Acum s-a ajuns pe lună. Când s-a ajuns pe lună? Păi nu, asta întreb, s-a ajuns oare cât pe lună? S-a ajuns pe lună? Nu s-a ajuns pe lună. Deci nu s-a ajuns pe lună. Asta e mare șmecherie, că de ce nu s-a ajuns de atunci? Nu cred că nu s-a ajuns pe lună de atunci. N-am adică a dat teoria conspirației este de fapt că s-a mai tot ajuns, dar nu vor să știm. Păi pentru că pe partea cealaltă a lunii sunt niște chestii. Sunt petrecerile alea. Acolo e, acolo e atmosfera. Ați văzut asta când te apropii de partea cealaltă. Da. Să tot interceptăm niște chestii. E un băiat ca la clubul ăla din Berlin, ăla, cum zice, Bergain sau cum e. E un bodyguard mai la partea întunecată a lui, să uite, n-ai tu treabă aici, mă. Ai, ce bune! Cu un cordon de la roșu, tu ești prea gras să se intre. Da. The Other Side of the Moon, da, așa se numește club. Da. The Other Side. Dark side. Welcome to the Dark World Side. The Dark Side of the Moon. Fauleu, trebuie club. Bă, dar mă, cum de la orice club, dacă stai afară, doar asta se aude? Da. Indiferent ce melodie, e aceea. Tu acum ai descoperit că basul se propagă în toate direcțiile. Da, de ce cu același ritm? Păi ăla e ritmul de muzică, de dans. Același? Basul este același? Da, n-ai idee că toate piesele sunt una. Păgămeși. Tu de ce crezi că poți să le mixeze de parcă nu-ți dai seama că trece în urmă, dacă e aceeași în pula mea? Și v-am zis că am fost la Post Malone? Da, n-ai zis. Dar zile și lor. Oameni buni, am fost la Post Malone, scoateți asta din context și mergeți acasă cu ele. Ce? Și sau la ei bancă. Sunt acasă. Băgăm aș pula iar. Nu mai fuma asta, nu știu ce, mă tot joc cu ceva aici. Primul podcast de groază. Da. Bă, apropo de chestia asta, am, nu știu dacă e pe bune, dar tipul ăla din KMP, ăla mai grăsuț, dar niciodată nu știu care e care. Face un podcast de groază. Un podcast de groază? Da. Dar el a avut filmul ăla care a avut destul de mare succes. Cum adică? Un film, dar rupt, da. Bă, deci mie mi se pare că omul ăla a învățat cum trebuie să fie de groază. Da. Mie asta mi se pare că băiatul ăla din Key & Peele a învățat cum să faci filme de groază. Mi se pare că a înțeles șpilul de 2022 de groază. Adică? Vrea să fac un podcast de groază. Și ce e... Cum poți să faci un podcast să fie de groază? Ia caută tu așa. Eu asta discutasem cu colegii noștri de la RSS, că nu am alte subiecte.
Ce elemente sunt de groază în viața noastră? Dacă vă mai aduceți aminte, care sunt elementele care te fac pe tine să-ți tresalte inima, să-ți bată mai tare pulsul? Care sunt din copilărie? Jordan Peele este. Jordan Peele. By the way. Jordan K. Peele, așa cum numele. Anticiparea. Adică, anticiparea. Da, tensiunea, asta. Adică nu ce se întâmplă, ci frica că o să se întâmple. Anumite elemente din viața ta, nu ai anumite elemente din viața ta care cumva te apăreau în visele de groază, în coșmaruri, care îți mai aduci tu aminte care ar fi? Uite, îți dau un exemplu ca să înțelegi de la ce mă gândesc. M-ai pierdut un pic. Vizorul. La mine vizorul are o conotație din tasa. Când mă duceam așa noaptea, mă trezeam și eram singur și mă duceam să mă uitam pe vizor, mă înfricoșea foarte tare vizorul pe vremuri. Mai țineți minte chestia asta? Da. Știi, și anume, dar de ce te înfricoșezi? Nu știu, era ideea asta. Pentru că e ușa între tine și adică da, dar ideea este de a veni cineva. E granița, cineva, vizorul e granița între noi. Da, adică dacă e ușa încuiată, exact. Ești și să vină cineva să te tragă de ușă. Păi da, mă, dar de groază să fie în casă, nu că să tragă de ușă. Am și dacă cineva, dacă ai vedea clanța că se... Da, mai ții minte la The Purge când era vizor și te uitați pe cameră, pe internet. Vizorul de pe vremuri e acum interfonul video. Când apeși așa pe interfonul video și sunt niște oameni care știți că o să venim peste voi în casă și o să vă omorăm. Și mă spun, eu facem niște sandwich-uri la sandwich maker. Aveți sandwich maker? Nu, n-am. Asta este. Da, mergem. Știi cine are în bloc sandwich maker? Asta ar fi un film. Da și nouă drumul vreo. Ăștia de la nouă. Ăștia de la nouă au sandwich maker. Bine, seara frumoasă. Seara bună în continuare. Părci plăcut. Da. Ne vedem la anul dacă vă luați sandwich maker. Da. Dacă nu, iar nu vă omorâm. Zi, adică vizorul. Vă mai aduceți aminte chestii de genul ăsta din copilărie? Elemente fix așa, nu. Dar de groază aș. Nu, elemente, adică atât de specific, nu. Nici eu n-am avut cu groaza. Deci tu, voi puteți să vă uitați la filme de groază și să fiți ok? Ah, da. Da. Nu plac, nu știu, nu. Da. Eu sunt și într-o perioadă de mai calmă. De anumite puncte de vedere. Nu, mă, dar chiar nu, nu știu, nu-mi provoacă... Nu-mi provoacă senzații plăcute. Nu mă pasionează nimic la un film de groază. Nu. E clar că monștrii acum chiar... Nu mai sunt înspăimântători monștri. Înainte erau monștri înspăimântători. Ce monștri? Să așa, ce monștri? Erau niște filmele de groază de pe filmuri, erau cu monștri. Cum ar fi? Freddy. Freddy era monstru, era om. Cum să nu fie monstru? Era monstru. Ăla din Poltergeist, sau nu, ăla care avea multe țepi în cap. Hellraiser. Pinhead. Erau multe țepi. Nu era multe ace, vreau să zic. Multe ace, tăiați din context. Păi da. Tocmai asta spuneam, că într-un film de groază mai importantă e tensiunea, mai important e, știi cum e faza aia, că muzica e făcută de pauza dintre note și horrorul e făcut de tensiune, de ce nu ți arată. Ce-mi place când se creează această tensiune, că e ceva să urmează să întâmple, și de obicei e o femeie la baie și când închide aia și nu este, aia e mișto. Pentru că te aștepți când închide geamul ăla, închide aia de la baie și cu oglindă, să fie în spate cineva. Da, și nu e. Da, e foarte tare. Da, și muzica, e foarte tare. Da, și dacă pui muzica aia în Friends. Da. A fost foarte tare, că a scos cineva laugh track-ul despre bucata lui Ross când se ceartă cu cineva că i-a luat sandwich-ul. Și fără laugh track e fucking creepy. Cum Friends mi se pare super dubios, pe bune, nu... Bă, da, și asta, nu mi-a dacă plăcut în podcast... Mi-a plăcut Friends. Nu mi-a plăcut foarte dubios. Și exact pe tema asta, dacă nu râzi, dacă efectiv nu ți-e amuzant, adică vezi cum ar veni să scoți laugh track-ul, bă, devine... Bă, vă mai dau un subiect de discuție care, după chestia asta, că în primul rând mi s-ar părea foarte fain să faci, să punem în post-producție râsete la podcastul ăsta. Așa. Mai ales la prima bucată. Bă, ce tare ar fi să facem un episod cu laugh track. Ura mea, și să dacă poți să faci asta. Bă, și cu...
cheering de ăla, mă, nu lasă râsete. Da, deci la, să pui pe rentul ăla al meu, când, că să vede că am fost un pic serios așa. Da, nu, da, să pui, să pui laugh track. Da, nu, e da, foarte tare. Dar nu un podcast. Taie, taie și publicăm separat. Da, da. Pui în ce tare! Ar fi mișto, da, mă. Foarte tare. Facem asta de ce pe da, de asta, a, da, de asta suntem noi, mă, mai că poate să aibă sens, suntem dacă originali. Dar chiar ar trebui nu să mai traduc să mai uit din nou la în afară. Da. De ce la pe care l-a făcut clipul ăla cu Friends? L-a făcut chiar Floiraru, nu? Nu știu. Ăla cu Friends de la da, show-uri. Mă, da, Doamne, da, da, mă uitam la mi se umple așa inima. Hai să vă dau o chestie de discutat. În primul rând, vinerea astăzi de la ora 11, când filmăm noi podcastul ăsta, este Stand Up Revolution, iarăși un bootcamp, un episod din bootcamp. Da, da. M-am uitat. Într-adevăr, cifrele nu sunt cele mai fericite, asta este. E cea mai mișto vizionată emisiune. Dar e cea mai mișto vizionată emisiune. Da, oamenii noștri minunat. Faza este că m-am uitat la emisiunea asta, la un episod întreg. Așa. Și eu am depistat o mică problemă de montaj. Oh my god, anume. Și anume, bă, în bucata de stand-up, apariți inserțiile cu noi sunt nenaturale. Da. Bă, îmi taie tot filmul de stand-up, de bucata oamenilor, îmi taie pur și simplu râsetele noastre. Deci este un râs pe fundal acolo, mie nu-mi sună bine. Deci e un râs pe fundal acolo. Și după aceea, după o glumă, arată un prim plan cu unul dintre noi. Da, măi, ce spuneam, că atunci când râde unul, pare nebun. Și pare, bă, pare iurea. Suntem puși unul care râde, da. Dar vezi că și la un show de stand-up, dacă râde unul mai tare sau se aude așa, e ciudat. Da, da. Nu mi se ar trebui cumva să e foarte dubios. Eu nu înțeleg de ce discutăm despre asta, că nici nu o să se schimbe, nici nu o să mai conteze așa. Eu zic să mai vorbim, să mai facem un pic de să ne pară că ne pasă de stand-up. Mie ce mi se pare ciudat la ce m-am uitat este că uneori e filmat, deci îți arată cadrul cu omul de pe scenă și după aia îți arată cadrul cu noi, dar nu înțelegi că e zidul între. Și e foarte ciudat că dacă nu vezi zidul ăla, ți arată pe ăla pe ce, după aia te arată pe tine cum faci așa. Și e foarte că n-ai face niciodată asta dacă te-ai uitat la scenă, știi? Dar nu se vede zidul. De foarte multe ori nu se vede zidul. Și noi avem reacții cu zidul în față, dar nu se vede zidul. La sezonul 6, să nu se mai întâmplă ceva. Da. Și pe pace suntem oricum, fraților, nu uitați că nu trebuie să ne războim între noi. Te bate Mircea, mă cac pe mine. Da, chiar, dar trebuie să faci și ce dacă mă bate, îl scot următorul eu din context. Următorul Eric Sef. Îl scos tu din așa. Când îmi dă cu pumnii, fac cumva să mă filmez. Ia uite, mă, ce mă bate. De 15.000 de euro, mă. Da. Părți. Și dacă mă bate, vrei să zic ce fac? Vin cu taică. Nu, taică mi-a murit. Taică. Ce? Și de-abia asta e șocant. Și abia aia dacă vin cu taică. Și taică mi-a murit. Pentru că dacă taică tu trăia, nu putea să-l bată pe Mircea Badea. Nu, da, exact. Dar dacă vii cu taică tu și taică tu e mort, atunci se cacă Mircea Badea pe el de frică. Asta vreau să fac, că dacă cumva vine și mă bate, aia e impresionant. Așa mi se pare de puierilă toată situația asta, încât zic, știi ceva, eu o să vin cu taică miu, că e atât de puierilă situația și o să-l bată pe taică tu. Sper că taică tu a murit, la fel ca și taică miu, că să bată în ceruri. Da. Dar și dacă n-a murit, e și mai ciudat. Vine, taică meu vine cu o bântuie de zombi și va bântui pe taică tu. Tata meu îl bântuie pe tata tău. Pe tata tău. Taică meu să-l bântuie. Știi cât a bântuit taică meu când era tânăr? Taică meu bântuia în fiecare zi, bunule. Mamă, dar are taică meu un prieten fantomă care, mamă, e cel mai mare bântuitor. E bântuitorul Iisus. Bântuitorul nostru Iisus. Bântuitorul nostru Iisus Hristos, dacă nu o să-l bântuie, o să-l bântuiască pe taică. O să-l bântuiască. Așa trebuie să fie. Rămas la cu bântuit. Bântuitorul nostru. E foarte bun asta cu bântuitorul nostru Iisus. Da. Vine și o să-l bântuiască pe taică tău. Cred că ăsta e titlul, bântuitorul nostru Iisus Hristos. Doamne. Bă, hai să ne oprim. Pentru că a fost prea bine tot. Da. Și vă mulțumesc foarte mult, oameni, că ați fost aici. Vă rog să veniți la fiecare episod de podcast. A fost un vibe foarte bun. Da. Mulțumim frumos. Tu să ai probleme tot timpul, să ai rent.
Trebuie. Facem ca la las fierbinți. Eu zic că... Renturile sunt foarte bune. Da. Implicare, pasiune, așa emoție. Așa m-am și gândit, să știi. Dar serios, ești foarte deci, bine. Băi, eu am venit, eu m-am gândit acasă. Am stat și m-am două săptămâni. Am stat așa și am luat... Da, am luat rentul ăsta. Păi de mult aia cu 15.000 de euro. Ah, ok. Cum m-a afectat așa de tare? Dar am căutat la... Dar nu e bine, că dar pare că... Dar pare că m-a afectat așa. Da, da, da. Eu te-l pot să... cineva la ușă... De ce cine o ara unde te-ai tuns, Raul? Perfect. S-a tuns. Raul, da. Și am jucat-o bine, adică mi s-a părut. Și tu foarte credibil. Bă, cu fază, cu avocatul diavolului, frate. Nu știu dacă diavolul te-a luat ca avocat, dar ar trebui să te ia. Da, am toate repetițiile. Da, ai fost vreodată, l-ai cunoscut pe diavol sau? Mai mult pe mail. Pare că l-ai. Vă mulțumim mult de tot. Nu uitați. Nu uitați. Cel mai mișto vizionat podcast. Vizionat nu chiar, dar mișto vizionat. Haideți cu cele 33.000 de vizualizări. Hai!